Bun, sunt Andrew Great. Pentru astăzi avem un bilet pentru ziua de vineri. Biletul de ieri a fost câștigător. Am jucat Steaua să câștige și am jucat 26 goluri la Steaua, a fost 3-0. Am jucat Craiova, marcheze 1-3 goluri. Aici am avut șansă. Eu mă așteptam acele la Craiova să marcheze și să câștige. Dar ei au jucat extrem de slab, au jucat mizerabil. Chiar în analiza mea de ieri am și spus că în primul meci din nou sezon în Liga 1 jucaseră mizerabil. Au jucat la Sepsi cu mare, mare noroc, nu pasaseră nici 3-4. Aseară au dat un singur gol, dar au pierdut 2-1 și au fost eliminați de o echipă super, super modestă din Georgia. Am mai pariat pe Molde să bată, acolo a fost o cotă bună, 1.57, a câștigat cu 2-0. Și am mai avut Bodø/Glimt să câștige și să marcheze 2 plus goluri, a fost 6-1. Acum pentru vineri o să pariem pentru meciurile de fotbal, un meci din Franța, din România două meciuri, dar mi se par foarte grele, și meciuri cu echipe mici. Sintele probabil că va ieși, un pariu 1-3 goluri. Pariu, dacă considerați că una dintre echipe e mai bună, să pariați că marchează 1-3 goluri echipa aceea. În Serbia, un meci pe care l-am analizat destul de bine și câteva echipe foarte bune aici în Serbia. Cucariki, ăștia sunt una dintre echipe, este pe locul 2, cu 5, din 5 meciuri are 4 victorii și un egal, 14 goluri marcate, foarte puține primite, doar 3. În ultima etapă a bătut 1-0 mai chinuit, a bătut 5-1 la Zlatibor Cajetina, care este penultima. Joacă la Metalac, ăștia au 11 goluri primite, destul de multe primite, dar nu e chiar o echipă foarte, foarte proastă. Totuși cu Cucariki ăștia i-au bătut în ultimele două meciuri 2-0, 3-0, 2-1. Deci, normal, această echipă cu Cucariki ar trebui să câștige. Am analizat statistica, vedem în forma lor. Cucariki ăștia marchează cam de fiecare dată în meciurile de acasă. În deplasare am văzut, au dat 7 goluri și au primit 3. În această statistică în deplasare, în timp ce Metalac ăștia pe teren propriu... Pe teren propriu, Metalac are o victorie și un egal, 3 goluri date, 2 primite. Deci, pe Cucariki ăștia, că marchează 1-3 goluri. Am făcut o regulă să nu mai joc Belgia, așadar voi juca din ăsta. În Serbia, Metalac cu Cucariki ăștia o să joc, cum am spus, oaspeții marchează 1-3 goluri, la cotă de 34, oferta de tenis. Din oferta de tenis, Tsitsipas cu Raonic. Tsitsipas a avut un meci în care a câștigat prin retragerea lui Opelka. Oricum, cred că l-ar fi bătut pe Opelka, își făcea serviciile destul de ușor. Tsitsipas e un jucător mult mai tânăr, foarte puternic, foarte bun pe suprafață hard. Și Raonic a jucat bine, într-adevăr, cu Mire, a câștigat 2-0. Tsitsipas ar trebui să fie favorit. Este favorit un pic, cota este destul de bună. O cotă de 1 solist. Un solist are o cotă foarte bună și merge jucată. Propun aici să jucăm un solist pe el. Tsitsipas la cotă de 1.55 aici la Superbet. Din aceste două cote facem o cotă 2.08. Dacă vreți să mai adăugați, mai puteți juca pe meciul lui Lyon, să încercați un solist pe Lyon, are o cotă 1, că a jucat și Lyonul. Lyon are 1.25. Ar fi de jucat 2-5 goluri sau Lyon marchează. Lyon marchează 2 plus undeva la cota 1.30 și veți face o cotă totală undeva la 2.60. Mersi de atenție, cam astea sunt pariile mele pentru astăzi. Bătă la pariuri.